foarte tare aici. Uite că nu am fost atent. Perimetrul dintre ABD. Deci, eu nu știu unde s-a pus acum. Îl pun asta. Nu la mijloc. De unde am fost. Perimetrul dintre ABD. Uite așa. Adică, la asta, plus asta, plus asta, poate fac 19 cm. Iar perimetrul triunghiului A, wow, ACD, ACD, păi scolinear, nu există triunghiul. ACD, păi pe aceeași dreaptă, triunghiul nu există. Atunci nu trebuie aici fixat. Acum îmi dau seama că aici trebuie fixat. Deci D-ul trebuia fixat pe la asta. Da? Deci, insistăm. Autorul în problemă nu ne dă unde se află D-ul. Foarte interesant, zice, D aparține triunghiului ABC. Și-l pui tu pe D, unde crezi tu? L-am pus să-l pui pe D chiar pe AB. Și-a fost o mare prostie. De nu putea să fie de-a pe când există triunghiul APD. Fiindcă APD scolineară atunci. Da? Și m-am întrebat, că hai să pun aici. Și mă fugărește aici. Nu ai voie că vorbim de triunghiul ACD. ACD nu există în bănuția asta. Și atunci pe D l-am fixat obligatoriu. Deci în loc să ne spună că D aparține. Deci în loc să ne spună că D aparține cui? Lui CB. Lui CB? Dar spune... ne zice. Unde îi spune asta? A spus, uitați, de a face triunghiului. Triunghiului ABC. Hai, una când spune pe triunghiul, puteam să-l pun pe D oriunde. Oriunde pe laturi. Și autorul nu ne spune, te duci neapărat pe BC. Deci nu ne spune că să-l punem pe nu, D. Nu, pe BC, da? Spune pe BC? Da. Ai, mie îmi plăcea frana asta. Deci dacă autorul spunea D aparține triunghiului ABC, cum am înțeles eu, îmi dădea o problemă foarte frumoasă. Pentru că mai târziu spune că perimetrul triunghiului ABD. Și când spune de perimetrul triunghiului ABD, atunci cum s-a născut o idee. Când vorbești de triunghiul ABD, dacă pui pe D aici, nu mai ai șansă să iei triunghi, că sunt punctele coliniare. Pe urmă vorbești de triunghiul ACD. Vorbești de triunghiul ACD, pe D nu poți pune aici. Și pe D trebuie să-l pui într-una pe cea de-a treia. Da. Deci, da. Dacă ar fi fost mai dur cu noi, ar fi spus așa. Fie D un punct care aparține triunghiului ABC, adică pe oricare din laturi. Pe oricare din laturi, urmează acum, din informațiile astea, să ne ducem cu D neapărat aici. Și acum, perimetrul ABD, îl știu, ABD, și ACD, este și ACD. Ei, deci continui tu că problema se poate face, e timpul nou. Păi e 5 și. 5 și, da? Da. Așa, ca să spunem, ne ducem pe peste oameni cealaltă. Obrez? Da, obrez. Nu uitați de like și share. Așa. Obligatoriu. Și să se aboneze la YouTube. Da, și încă ceva. Și pe blog. Și să facem și sinteza. Sinteza, orei. Dacă oprim. Sinteza. Orei. Unde am vorbit despre clasificarea ficarea triunghiilor. Da? Clasificarea triunghiului, tip construcția triunghiului. Construcția triunghiului. Deci clasificare, construcția, perimetrul triunghiului. Exact. La revedere! La revedere! La revedere!